Salutare dragi prieteni și bine v-am regăsit la un nou vlog pe acest canal. Ne aflăm în compartimentul voiajorilor unde au evoluat puișorii foarte, foarte mult, unii au ieșit și la zbor. Așa că o să vi arăt imediat. În cadru avem un voiajor împerecheat cu o jucătoare. Le-am pus o de la o pereche de jucători din celălalt compartiment de ornament și ouăle lor le-am aruncat. Aici în cadru avem doi puișori de la negru și la voiajoara neagră, foarte frumoși ei. Avem un puișor aici foarte, foarte frumos, vedeți și voi ce culoare deosebită are. Este nemaipomenit. Îmi place la nebunie culoarea asta. N-am avut niciodată până acum. Este scos dintr-un negru și un limoniu. Aici avem alți doi puișori. Alți doi puișori, unul negru și unul vânăt. Ambii inelați. Crescuți bine. Aici sus încă doi puișori. Foarte frumoși. Avem două aici. Aici avem grădinița. Trebuie să iasă la zbor și limoniul și cu vânătul. Foarte, foarte frumoși ei. Albul este bolnăvior. Cred că nu o să mai supraviețuiască. Nu am apucat să le fac curat deoarece am fost ocupat cu munca. Să mai le fac puțin grit. Deci am asta să le fac curățenie în compartimentul de ornament. Aici în cadru avem un pui. A ieșit și el la zbor zilele trecute. Ne-a ieșit la zbor și acest pui. A stat vreo două zile să intre în compartiment, deoarece i-am dat drumul mai târziu afară, avea deja ciocul cănit. N-am putut să fac rost de un mascul pentru această femelă galbenă. Am 4 masculi fără pereche și 4 perechi. Am puișor la greu. Tura asta sper să supraviețuiască toți și să reproduc în continuare. Nu mai o să achiziționez nicio femelă, o să-i las așa, să scoată cât puișori vor ei. Deci cam acesta a fost videoclipul, o să fac un videoclip și de la ornament, îi lăsăm în pace, o să le dau puțin drumul pe afară. Așa că vă mulțumesc tuturor pentru susținere, pentru aprecieri și ne vom revedea într-un nou videoclip în curând. Salutare și numai bine! V-am pupat!